Într-o lume în care nimeni nu mai are timp, prietenii adevărați sunt aceia care își fac timp. Bravo. Prietenii adevărați te văd perfect pentru că ei, de fapt, îți acceptă defectele. Așa la fiecare propoziție? Prietenii adevărați cred în tine când nici măcar tu nu o mai faci. Wow! Fire! Aceste vorbe înțelepte fiind zise, vă salut, eu sunt Sebastian Coțofană și bine ați venit la Prieteni Adevărați! Hey, bravo! Eu mă simt ca babele alea de la Neață. Salut. Să cunoaștem eu invitații... Sunt, Emi, îmi pare bine? Salut, Emi. N-a venit momentul. Da. Să cunoaștem invitații perfecți ai acestei ediții. Este greu de citit. Când te privește, nu-ți dai seama dacă te place sau îți iei bătaie. Asta pentru că este o actriță extraordinară. Dacă ai văzut-o la TV, n-ai văzut nimic, trebuie să o vezi la teatru, pe Ilona Brezoianu! Salut, eu să mă prezinte. Când am spus de Carmen Tănase. Să cred că ești cunoscută așa, să nu-ți dau seama tău. Adevărat. Așa. S-ar putea, e adevărat, s-ar putea să te intimideze cu aspectul lui de băiat rău, dar din toată industria asta a showbiz-ului, cred că este cel mai de zahăr băiat. Întotdeauna cu un glas cald, mereu pregătit, cu o vorbă dulce, Emi Popescu! Ce drăguț! Felicitări! Eu sunt, îmi pare bine. Băiat de zahăr. Este actor, comediant, cântăreț de ocazie, dar mai ales naș de meserie. Un tip mereu pus pe glume, nu este nevoie să le spună neapărat, pentru că la cât este de expresiv, râzi numai când îl vezi și ăsta este un compliment pentru Cosmin Natanticu. Yeah! Cum ai spus viața? Salut, Cosmin Natanticu, îmi pare bine. Bine. Salut, Temi, îmi pare bine. Bine ați venit la Prieteni Adevărați, testul prieteniei. Cine wow. Care-s, că noi nu... Da. De cât timp, de cât timp vă știți? Eu l-am mai văzut până Tanticu de vreo 2 ani, nici nu știam că mai activează în domeniul ăsta. Nu e adevărat că am venit să te văd, la te cunosc de undeva. Așa este, l-am văzut chiar acum ceva vreme. Erai ceva mecanic sau ce era? Nu, era cu ITP-ul. De când e Ilona? De câți? De 3 ani, 4 ani? Nu, cred că da. 4? Eu am o problemă cu... Timpul. Adică eu nu știu ce s-a întâmplat acum un an, o lună și așa mai departe. Dar cred că sunt câțiva ani de când mă știu cu Emi și cu Natanticu, tot de câțiva ani. Și același, tot de câțiva ani. În aceeași perioadă sau? Cam în aceeași perioadă, da. Da. Bine, noi ne mai știam așa, dar am început să umblăm pe în aceleași cercuri de când am devenit naș. Nașu. De când am devenit naș, da. De fapt, după Asa Express. Da, da. Deci cam din 2021, așa, de 2 ani jumate. S-ar zice că sunteți prieteni adevărați. Adevărați, da. 100%. Tu mai să-mi dai niște bani. Da, că e ok. Păi abia acum dai seama că e un prieten adevărat care să-ți dea bani. Bă, suntem. Uite, de exemplu, acum ceva vreme l-am rugat pe Emi să mă ajute cu ceva și m-a ajutat. Era vorba despre un cozonac, nu era o mare chestie. Bă, dar cine-ți mai dă un cozonac? Dar cine-ți mai face asta pentru tine? Da. El mi-a făcut rost de cozonac. Eu i-am livrat cozonacul. Am văzut și eu după asta. În preajma Crăciunului. Da, da. Crăciun. Cine-ți face rost de cozonac de Crăciun? Cine are? Nu găsești nicăieri. Un anume cozonac, nu orice fel de cozonac. Și el a sunat, a făcut rost de cozonac și a luat și el. Și vorbim că... în continuare de patiserie? Da. Ah, ok. Și de la patiserie a ajuns cozonac și la el. Deci i-am făcut și delivery. Așa să spun că... ceva, când m-a sunat era și răcită, așa puțin bolnăvioară. Și pe viața mea am poftă, mă gândesc că e gravidă. Am poftă, nu mai pot. Zic, bă... Gata, și ce poate... să faci, poate, na. Iar până Tanticu nu l-am ajutat niciodată, că nici nu mi-a solicitat ajutorul și pentru oricum că... el are de toate. Deci nu. El este aranjat cu tot, nu-i trebuie nimic. Nu e chiar așa, dar... Păi care, că a venit cu metrou până aici. Da, om care ține la planeta asta, bă, că eu cât mai am de trăit, azi mâine nu mai sunt. Dar pentru voi ăștia tineri, bă, să, să mai prinde și voi. Noua generație. Pentru noua generație, să mai prinde și voi aer curat. Na, Tanticu, să știi că și noi tot de asta am venit, că nu știm când te mai prinde. Și azi, bă, ultima filmare cu el. Un prieten adevărat, așa face. După ultima 100 de metri. Așa că să ne grăbim să vedem cât de prieteni adevărat suntem, că s-ar putea să nu terminăm nici emisiunea. Perfect, de acord. Este foarte simplu. Yeah. Eu vă voi supune unor situații, vă voi prezenta niște scenarii, da. Iar voi veți stabili cui se potrivește cel mai bine. Okay. Da? Veți vota. Da. Și practic cine are 2 voturi... Deci democrație, cum da. Se spune. Dar întrebare.
Eu, de exemplu, pot să mă votez pe mine? Da, pot să te votez pe tine, okay. Dar de preferat să nu să te votez pe tine. Dacă așa. Ceva vi se pare că nu se potrivește absolut deloc grupului, te putem să ardem... Te votăm pe tine. Putem, eu nu, încă nu fac parte din... Eu abia încerc să mă bag în... Dacă se întâmplă votul să fie el pe el, el pe mine, eu pe el... Înseamnă că toți suntem praf. Toți suntem acolo. Trebuie cumva să ajungeți la consensus. Negociem, Ilona, negociem. Exact. În politică. Exact. Bineînțeles, veniți cu argumente, povestiți ce v-a făcut să... Normal, normal. Da? Da. Da. Și la sfârșit va ieși, eu doar voi da voce, atât, da. Acestui profil pentru fiecare dintre voi, profil de prieten. Okay. Și vom vedea dacă veți pleca de aici, așa cum ați venit. Adică, prieteni, adevărat. Sunt Începem? Hai, tată, că abia aștept să vedem. Astea sunt aleatoriu puse, habar n-am. Amestecă-le. Ce-o fi, o fi, vrei tu? Da, că nu le-am pus tu. Făcâlce. Da, și dai lui Emi să taie. Ca la scuipă, pucă. Făcâlce. Nu, că nu știu eu de asta, tu știi de la Târgu Jiu. Da, Doamne ajută, Doamne. Gata? S-au tăiat, nu s-au nimic. Eu sunt curioasă cum o să plecăm într-adevăr de aici. Poate că se aude pe hol după ce plecăm. Închidem ăsta și pe hol. Bă, de ce ai zis, bă, gata, prima. S-a tăiat. S-a tăiat puiul cu prima situație pentru cei trei prieteni de la această masă. Care dintre cei trei prieteni e cel mai predispus să-și piardă toți banii la casino? Asta este o întrebare foarte, foarte simplă, așa. M-aș uita la Ilona în ochi, pentru că așa ce de la mine în ochi. Și cu siguranță cred că avem același răspuns. Da. Și eu mă uit la mine în ochi și dau seama că... Și tu te botezi să vorbim. Băi, da, eu am antecedente, am... Eu știu, da, nu le-aș povesti, te las pe tine. Ilona a povestit, n-am mai povestit și cu altul. Da? Am avut aceste îndeletniciri, să le spun, urâte, când, bine, pe atunci eram și holtei, nici nu avea cine să mă tragă la răspundere și pierdeam foarte mulți bani. Acum îi pierd pe altă parte, în sensul că, ca să mă explic. Deci când eram holtei și așa, mă plictiseam și ziceam, bă, mergem pe la casino, hai, mai mergem, bine, îți dai seama, anturaj. Și chiar mi-a zis un băiat acolo care era taximetrist, mi-a zis, bă, ce faci tu aici? Ce să fac, frate, cum ajung? Bă, tu n-ai o iubită? N-am. Fă-ți, bă, o iubită, că să vezi că nu mai cai și tu pentru cine stai acasă. Bă, și, nu știu, la un an după m-am combinat cu Lizzy și, într-adevăr, am mai mers un an așa pe șustache fără să știe Lizzy, când a aflat. Ea credea că mă duc, că am pe una. Eram acasă nervos, nu mai suportam, că eu pierdeam bani, dai seama. Și la un moment dat, într-un exces ăsta de sinceritate, i-am zis, bă, uite, asta fac. Și în momentul în care a zis, nu m-am mai dus. Serios? Da, da. Te-ai spovedit cum ar veni. Dar asta mă vedea liniște și ea, când aveai pe alta. Da. Și a zis, bă, nu mai bine banii aia, mi dai mie. Acum a zis, bă, dar fost pe una, lasă dracu, nu mai sparge banii bine. Casei. Da, așa e. Da. Acum n-aș da din casă, dar nu mai zic, lasă, am și fost. Așa, ocazional, când mergi la un cazino, în altă țară. Am fost la partea mea de burlaci, îți dai seama că ne-am întors, Nathan Dicu avea... 4 card de diferite de la casino din Malta. Da, dar acolo a fost un turneu. Dar nu cu bani investiți, doar de fan, așa. De fan, așa a fost, da. Da. Deci nu banii de la nuntă, ca să știi. Da. Deci, asta e a ta, da, nu trebuie doar să ții acolo în față, da, așa, pentru imaginea. Uite, că părea că nu, dar ne cunoaștem destul de bine, nici n-a fost nevoie să mai dezbatem prea mult. Exact. Dar nu știu de ce cred că o să se umple aici. Eu nu știam despre Natati cu care apucături din asta, dar am simțit o energie, așa, pare genul de om care ar da, bă, da, care îmi zice, bă, gata, bă, intru. Zic eu, da, ochi, nu e adevărat. Eu am, îți dai seama că jucăm foarte multe păcânele, am curent în mine mult și de pare genul care să zică, bă, ce să fac cu milionul ăsta? Intru cu el, mă, gata. Da. Cea de-a doua întrebare. Care dintre cei trei prieteni de la această masă ar putea ține acum, în acest moment, cel mai bun speech, discurs sau un toast măcar? Aici, cred că... Care e cel mai bun în așa? La Emi în ochi și cred că... Știu ce să zic. Eu cred că e acolo, uite, da? Aici, la doamna. Eu, știi că înainte să vin, am zis că vreau să o punem purtător de cuvânt? Eu cred că ține foarte mult de stare aici. Da. În orice moment. În orice moment. Bă, se ridice și să
Da, eu zic că Ilona. Ilona, eu am și văzut câteva emisiuni unde vorbește la liber, că asta e când ai un scenariu, că vedem la teatru și așa, repeți, îl mai... Dar la liber am văzut-o, e foarte bine. Eu asta cred eu, acum... Nu, eu doar mă gândesc la zilele în care te dași pe ea, știi? Și... Da, da. Nu, păi și atunci... Aș putea să-l țin chiar și cu nervi, depinde. Da, păi da. Da, asta clar. Da, da. Nu, și eu tot Ilona. Se putea să ne faci acum o demonstrație, fii atentă, noi îți dăm un... Nu, să facă un toast, pentru că... Un toast, pentru... Un toast. Un toast, că mi-e foame. Dragi colegi, da. Mă închin acest toast pentru voi. Da. Toast mă refer la paharul ăsta, nu sandwich. Da, știu. Pentru voi, pentru prietenia noastră, pentru tot ce înseamnă anii în care ne-am cunoscut și în care am petrecut împreună timp de calitate. Nu știu dacă a fost chiar de calitate, dar mă rog. A fost timp de calitate. Pentru anii în care ne-am întâlnit la petreceri, la chermeze, la băute, da, și la... pentru faptul că ne leagă un simț dezvoltat de a ne ajuta unul pe celălalt. Oh, aplauze! Băi, cu vârf și îndesat merit acest. Dar dacă tot a venit vorba, știți. Bravo, Ilona. Și să-mi dați banii la tata. Dar ce mă văd? Poate că ajungem și în punctul în care o să discutăm și despre datoriile pe care le avem. Poate hai să nu e cazul acum. Că nu știi să... ce ne așteaptă acolo. Cât azi, că nu mai știu. Să te vorbim după. Dă-i un mesaj și zic eu ce. Care dintre cei trei prieteni credeți voi că a fost cel mai răsfățat în copilărie, acasă? Eu și știu lucruri. Despre, uite, vreți să le aflăm și noi. Da, nu, știu lucruri în sensul că am și argument. Emi fiind și singur la părinți, este clar că fiind singurul copil al familiei, de departe, eu vin dintr-o familie cu 5 frați, 4 sunt, mă rog, nu mai am 4. Deci e clar că Emi a fost foarte răsfățat, plus că știu de lucrurile astea, mai povesteau prietenii noștri comuni, despre cum îl alintau și cât de mult l-a iubit maică-sa, că îi permitea foarte multe și că o trezea noaptea cum venea el de la discoteci, mai să facă de mâncare. Ceea ce mi se pare ce că... Ce făcea, mă? Da, mă, spune-mă acum, că sunt moment... Băi, ești un prieten adevărat? Da, cum, tu veneai de la discotecă la 4 dimineața? Da, mă, veneam la 7-6 dimineața și... Cum mai trezeam așa din când în când. Că era fumiță la băie. De mâncare. Eu nu mai știam de mine ce eram. Mă catapultau da. Direct da, pe nu, ce am fost, nu, am fost, am fost băiatul mamii la modul permisiune și permisivitate din partea lor mulți ani și încă sunt. Chiar am fost acum de sărbători acasă cu eram cu modă cu soția mea și cu ai mei la masă și voiam să desfacem urcând de murături. Și l-am luat și o maică mea era dincolo de insulă la Aragaz la, și către taică meu nu poate, desfă-l tu. Și faci în mod de cum nu poate, poate cum să nu poată. Nu, desfă-l tu la copil. Da. Către taică mea, adică la modul ăsta. E, da, da, talentă. Să mă știi. Da, spune și tu că tu ești fata mică, nu? Eu sunt fata mai mică și eu am fost răsfățată, recunosc. Dar tot aș miza tot pe Emi. Pentru că eu am avut odată o ceartă cu el pe un grup de prieteni în care a ieșit și de pe grup și a avut așa o reacție din asta super de răsfățat da, și îl votez pe Emi cu riscul de a îmi da castane când ieșim de aici, îl votez pe Emi ca fiind cel mai răsfățat. Da, uite, da, este... Nu e de rău, dar acum uite, poate că s-a mai schimbat. Mie mi se pare că acum e într-o perioadă în care după ce s-a căsătorit cel puțin s-a maturizat și îl felicit, adică pare mult mai echilibrat. L-a ajutat și mă de mult. L-a ajutat și mă de mult. Da, s-a... Dar tu scrii, da, da, m-a ajutat nevastă mea foarte mult că m-am dat după alt stil. Ce să fac acum? Na. E cap de familie, e mult mai responsabil. Se relansează OTV, așa cum îl știm. Ok. Care ar fi noul Dan Diaconescu, cel mai potrivit pentru rolul de Dan Diaconescu din cei trei prieteni de la această masă. Dacă stau să mai punem un cap în un scaun în capul Messi, așa vreau nume cuza pe cineva care să fie, știi? Da, așa cel mai îmbârligător, să zicem, în fața camerei, cel mai Nathan Ticu, eu zic că Nathan Ticu ar fi perfect. Sau tu? Faza e așa, că eu l-aș vota pe Nathan Ticu, dar emisiunea ar fi mult mai funny și nu e... Asta e, el nu e îmbârligător, el e pe fan. El e pe fan, da. Adică eu m-aș arunca în foarte multe lucruri, adică n-am limite, dar de cum e el îmbârligător, cum era el... Emi, nu? Da, 100%. Bă, da, de ce, ar putea fi șarpe... Că tu ești, da, ești. Da, 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 da,
ce să mai? S-a votat, bă, ce da, nu, bine, hai, eu recunosc. Numai. Eu recunosc. Ți-ți place? Recunosc că... cum e Emi? E genul ăla care zice, băi, ai fătul asta și așa? Hai, bagă-te tu șertor. Nu fii fraier, că e ce fraier ești. Mamă, ce o să-ți placă, o să vezi. Ce dracu, mă, că e atâta un pic acolo. Așa, ești pe ge, bravo. Și e genul care te poate convinge ușor să faci lucruri pe care poate nu vrei neapărat să le faci, dar are acest talent de a te convinge și de a insista să faci lucruri pe care poate nu vrei să le faci. Și eu aș fi invitatul permanent, că eu pe mine mă îmbrâlică să fac toate alea, să mă arunc în Toblerone, să... Da. Recunoști că ai fi în stare? Recunosc. Voiam să o scap cumva, să o arunc în altă parte, dar nu am... Dar de ce să scap, bă? Până la urmă, merge pe adevăr. Da, frate, eu am și avut momente de astea, mai ales în tinerețea noastră, în adolescența, în care... Cel puțin și cu domnul Cuza și așa aveam niște de astea. Vezi? Ne îmbândegam. Ai vrut să arunci pisica? Da. Am simțit bine noi. Da. Boartă, da, bravo. Tu mai bine, mai mult. Tu mai... Cine este cel mai îngrozit, speriat, de a ține un bebeluș în brațe din acest grup? Pe cine simțiți voi? Al lui sau așa? Nu, un bebeluș. Dar dea cineva un bebeluș să-ți zici să-l ție. Eu nu am nicio problemă aici. Știu pe cine votez, nu știu de ce am feeling-ul ăsta. Păi da, nu trebuie să ai argument. Dar dacă vreți să vă ușurez situația, și eu la fel. Mie, când îmi dai bebeluș și la mânduial, că nu știu să-i stric la mine în brațe, nu știu cum să-l țin, nu știu. Și am un exemplu recent cu sora mea care are o fetiță, are o nepoată, un an de zile a făcut și la botez, mulțumesc. La fel. La botez mi-a zis, hai, fă și tu poză, bă, te rog, dar fă repede, că nu știu cum să... Adică, dar nu mi-e frică că se strică la mine, nu știu cum să zic, că e fragil, că e... Că se strică! Că se strică, e un picioruș, că e bebeluș, nu știi cum să... Bă, da, teamă și eu am tot timpul, că eu sunt așa mai panicos de fel, dar nu... Nici mie nu, așa rău, și eu sunt... Și eu pe Cosmin îl văd, pe Cosmin îl văd. Da, asta este. Mă rugăm, să fie primit. Bun. Mai departe, se conturează. Încep să văd ce fel de oameni sunteți. Vai, de oameni niște oameni sau oameni astea? Păi, da, mă, că sunt 4-5 de alea. Care, dintre cei trei prieteni, da, teoretic adevărați de la această masă, e cel mai probabil să pună copilului un nume de fotbalist celebru? Emi! Nu! Ba da! Da. Nu, serios că nu, eu îl văd pe ăsta la mișto, se bună. Nu, e tu! Nu! Tu! Nu, fără discuții! Nu, serios! Zic că acum așa te vedem noi! Da, dar serios că nu, eu vă zic că nu! Nu pe bună! Ba da, ba da, pentru că eu știu că se uită! Doar le spun atât! Nu, apropo de asta, când a fost, eu vreau să spun de ce îl votez pe Emi, pentru că ultima dată când ne-am uitat la campionat sau ce era, că nu știu ce a fost... Era preliminarii, Lola. Preliminarii. Eu eram foarte încurcată de faptul că nu înțelegeam pentru ce se joacă și de ce e toată lumea, deși pusesem 100 de lei sau 50 de lei la pariuri. Și mi-a dat mesaj mi-a dat mesaj pe WhatsApp. Mi-e place să pariez la fotbal, no, pe bani. Doar nu știu cine o să câștige, doar că îmi place să mă uit cu alți ochi la meci. Ia uite-mă cineva care mă înțelege. Și mie îmi place, frate. Acolo da, de da, și mie îmi place. Nu sume foarte mari. Hai, da joc, da, las comentariile acum. Stai să vezi ce hate vine. De ce, mă? Bă, și eu, dar nu sume foarte mari. Dar nu mai, de nu numai la asta. Și când joci ceva, nu știu, că joci șeptică, că joci canastă, că joci orice, da. Când ai o miză, altfel te... Da, ideea că mi-a dat WhatsApp mesaj să mă întrebe ce meci e, pentru ce e. Și ar trebui să-i explic Ilonei, să-i explic tot. Cum se joacă sistemul de punctaj, de ce e bine să nu luăm bătaie, ce se întâmplă după aia, ca să înțeleagă fata la ce se uită. Exact. Și fiind atât de pasionat, mă gândesc că ar fi în stare să facă treaba asta. Ai un fotbalist preferat, de exemplu? Ai un fotbalist preferat? Da, Cârl. Pe Cârl. Să nu-ți numești copilul Cârl. Nu aș face asta niciodată. În primul rând m-ar omorâ nevastă. Dacă voi asta credeți... Noi trebuie să votăm pe cineva. Dacă voi asta credeți, ok. Și eu sunt cu fotbalul și sunt destul de ancorat, așa. Dar nu cred că aș ajunge până acum. Maxim să-i spun Răzvan de la White. Haide, pune acolo frumos, ai mai pus una la colecție. Mă pare rău, Emi, dar chiar e singurul care cred că ar face, nu că ar face asta, care avea potențial să face asta, poate când ești beat. Ia auziți ce zice următoarea întrebare. Ce zice? Care dintre cei trei prieteni de la masă e cu manele, fetentă, are cele mai multe neamuri și la țară? Eu
cred că e Luna. Nu știu de ce, dar așa. Nu știu, nu știu sigur. Eu zic că eu știu că e Luna. E Luna. Eu știu că e Luna. Eu știu că e Luna. E Luna. Pe zona ochi, pe zona Giulgiului în Cavaș. Da, da. Ai să râzi? Nu, nu mai. Dar nu, cred că pe partea alta. Da, pe Moldova. Când ai Moldova, bă, când ai Moldova, când ai sânge de moldovean în tine. Și ai unul dintre părinți, este clar că acolo sunt. Bă, dar mama e din Focșani și într-adevăr am și maică mea are un neam numeros. Care dintre cei trei prieteni de la această masă ar fi capabil să... Nu, eu nu sunt capabil de nimic. Noi știm, dar ok. Ia. Evadeze din închisoare, Michael Scofield. Care ar fi? Eu cred aici... Cred că Cosmin. Și vă spun și de ce. Cred că Cosmin pentru că este cel mai priceput la chestii de îndemânare. E crescut într-o familie cu tată miner. Eu sunt cu săpat. Eu sunt a fost băiatul, da. Am fost băiatul mamei. Nu știu ce să fac. Ilona, tu n-ai fi? Nu, știi Ilona. Ai fi. Nu știu. Abia schimbă un bec Ilona, ce? Da? Nu cred. Abia schimbă un bec. Eu nu sunt foarte îndemânatic, dar ba ești. Tu ești eu știi ce pot să zic așa că mai pe știi cu cazmaua cu ăsta, știi să faci treabă. Cum te votezi cu cazmaua din închisoare? Nu știu, frate, vezi, nu știu. Dar eu nu-l votez pe Natanticu, eu te votez pe tine. De ce? De ce, Ilona? Pentru că cred că tu ai avea curaj. Natanticu pare mai mult un mascul, dar cumva... Femeie. Cu tentă... un mascul femeie. Cu tentă de anxietate un pic. No. Eu cred că i-ar fi frică să evadeze. Păi cred că zice, bă, eu stau liniștit aici în banca mea, mie nu trebuie. Măi, Ilona, eu aș avea curaj. Dar nu mă duce să mintea. Să te pricepi sau să ai curaj. Capabil, da, ești, capabil, capabil, a zis. Capabil. Capabil, adică nu, dar capabil să-și poată face planul, să iasă. Nu. Da, la plan pot să fac, planul pot să-l fac, dar da, mai încolo nu... Trebuie să angajezi oameni. Aia da, dar nu merge în pușcărie, e greu să angajezi. Da, cred că Natanticu. Știe mă, tasul miner a lucrat la mine și... Vezi că a fost și Sudor înainte. Da? Da, cum? Eu prima oară Sudor am vrut să mă fac când eram mic. Meserii, știe să cred facă. Că Emi de fapt n-ar fi capabil, fiindcă s-ar plictisi să facă planul ăla și ar zice, bă, eu dau dracu de planul, nu mai spune, ce-ar face Emi? Ar ceda după ce... Ce-ar face Emi? Planul aș face, dar atât. După Emi ar face... fi îmbrligătorul care l-ar convinge că... Exact asta am vrut să zic. Bă, de că vin și eu după. Sau Emi ar face o televiziune în pușcărie și zice, bă, când se termină, se termină, dar măcar am de Emi probabil ar face un live sau ceva în timp ce Natanticu evadează și ar zice, ia uitați-l pe ăsta ce face, frate. Aș putea să fac asta. Care dintre cei trei prieteni? De la această masă? Teoretic. Uite, am mai aplaudat de mult. Adevărat? Nu. Da, totuși. Face el, serios. Are Q. Ar supraviețui cel mai mult în apocalipsa zombie? Păi știu direct. Ilona. Ilona, că asta e drăcoasă. E drăcoasă, e mușcă din ei. Se rupe pe genunchi. Bă, e mușcă din ei. Și dacă nu, rupe pe genunchi. Îl păcălește pe vreun și-l combină. Știi, gândește bine cu el. Ea s-ar transforma în zombi doar așa, s-ar preface, s-ar, știi, ca să se dea cu ei și... Noi fără muieri, noi suntem power. Da, asta trebuie singur. Pentru că mie mi-e și frică de zombi, eu aș muri prim. Ce ai, mă, dar eu când intru acolo, direct 2-3 i-am dovedit. Asta zic. Nu există. Ilona, frate. Nu. M-am uitat eu cu vecini de la toate blocurile sau unde am stat și adevărat. Nu supraviețuiesc eu cu zombi. Și toți zombii cred că erau și aia. Erau. Sau Ilona ar mai face asta, ar lua la... Mă, să bem un șase, în care... Care pică. Care pică primul. Da, noi, Ilona, sigur. Vezi, mă, mă cunosc pe cea toți și am zis că ia uite că mânt. Păi în Giulgiu se spunea Ilona cu cetitoarea. Ce ai? Ilona, am și boost la Giurgiu acolo, în oraș, în centru. La chiar să fac ăștia, să fac? Cum? Sunt cetățean de onoare. Ești, da? Cum trebuie să fiu mâine de bără? Încă nu, mă, mai las, mă, mai las. Mare actrița României. O să-mi dea post-mortem. Doamne, ferește. Doamne. Așa, sper să nu prind. Cine se mai bucură? Ai tăi de la Moldova. Eu sper să prind, doamne, ce prind. Ia zine... Care? Dintre voi? Fă-i din loc puțin, te rog. Mulțumesc. Cumva se repetă, dar avem nevoie de o confirmare, da. Că ați vorbit deja despre asta. Care este cel mai supărăcios? Păi dacă ai ieșit din grupuri așa... Emi! Frate, de asta zic, ai povestit deja. S-a întâmplat odată, eu aș vrea să contrazic faptul că eu tot timpul încerc să fiu liantul care împăciuiește oamenii și prietenii. Da, dacă nu e vorba despre tine. Și prietenii, da. Deci când e vorba bine, despre tine... Bine, eu sunt Emi! Emi! Ia-l și mai! Am ieșit de pe grup, frate, ce vrei? S-a întâmplat odată. Ești taxat? Suficient cât să primești cartonul? Eu la mine nu există asta.
Nu, e. Chiar nu cred. Adică văd potențial de nervi, de mai mulți nervi în EMI, care pare că are o răbdare mai scurtă decât în Atlantic, care pare chiar un om care are destul de multă răbdare. Da, nu văd să bubuie așa. Are, că trăim cu Liz de ani, da. Și lață, și dincolo de Liz. Și înainte de Liz. E de mine. Câtă răbdare am avut să o aștept pe Liz. Așa. Bun, s-a stabilit. Care dintre cei trei prieteni de la masă e cel mai probabil să facă baie în mare noaptea în pielea goală? Ilona, oh, oh, cel mai exhibiționist. Se poate să fie zi, da. Se poate da. Să fie zi. Da. Păi, mai Iota, frate, Ilona e direct la Corbul frumos pe plaja Virgină. Am mai făcut. Da, dar nu la pe plaja Virgină. Virgină. Eu aș vrea la Mamaia. Pe plaja, fată. La Mamaia și să mergi direct în loft de acolo, așa. La loc n-am mai fost de ani de zile. Ilona, deci clar, Ilona nici, este... nu, nici nu mă gândesc să răspund altceva. Dar voi n-ați face? Bă, eu aș face, am mai făcut. Și eu am mai făcut. Dar stai un pic, stai să ne înțelegem. Drojdit, tare, nu așa. Hai, ce-ar fi să... Nu, no, tu de no. pasiune, tu de așa, tu... de... De senzațional. Pentru că ești free, da, pentru că ești liber, pentru că ești crazy. În schimb, nu am fost niciodată la nudist și n-aș face nudist. Deci, păi nu, nu, să faci baie noaptea. Și puțin cherchelită asta, că nici atunci când am făcut nu era. Puțin cherchelită, a ajuns la turci, spun eu, nu e... La Bulgaria a fost, nu atât de mult, că nu duce la... Ia o plută. Efort fizic, efort fizic, nu prea. Ia o elicii ceva, face cumva. Mergem atunci la Take It Girl, mergem cu numor. La Take It Girl, că mai avem drept cu 30 de ani până să mergem acolo, să mergem zile. La nudici, fată. La nudici, când trece, trebuie să mergem cu mâna la țel, știi? Da, stai puțin, stai puțin. Mie-mi place cu oamenii care se duc, mi se par foarte tare oamenii care merg la nudici. Dar tu ce nu poți să nudici? Am fost anul ăsta pentru prima oară în Portugalia, să nu știe nimeni, da. E tare. Nu? Este tare pentru că ai... feeling-ul ăla de libertate. Da, și că nu se uită nimeni și că nu... Nu, cum nu se uită, te uiți, te cum uiți? Se uită, mă, pe... Nu, mă, se uită toată lumea, uită, mă, nu? Ce ai, da. Dar e mișto că nu e nicio presiune sexuală da, sau da, ceva, da. Știi? Dar așa e, când toată lumea e... Mișto. Știi cum e, când toată lumea e la fel, nu ai treaba asta. Și când îți vine vălușorul așa acolo, frumos. Aia da. Se simte mișto. Foarte mișto. Eu am avut o experiență cu asta, că mă duceam și făceam plajă în vamă. Și eu asta m-am zis. Vamă lângă, la plaja de carte, lângă plaja de nudiști. Și acolo era mișto că te mai recunoșteau oameni care veneau și ziceau, care erau goi și veneau și ziceau, hei, dar eu te știu pe tine. Da, așa niciodată. Dar nu, că nu eram eu goală. Da, nu făceam plajă, am fost și eu, da. Dar era foarte ciudat că vine un om să spune cât de mult te apreciază și omul ăla e gol și tu trebuie să te concentrezi. Ești cumva să înjenezi. Abia atunci te uiți. Dar urmă e de aia, nu te duci să faci nudism în România. Dar nici în Spania am vreo de asta, dar e plin de români pe acolo, te recunosc la multe la noi, știi? Portugalia nu e foarte de, dar nu e chiar Italia. Ce a fost nasol? Eu nu mai am încredere, Sebastian, nu mai am încredere nici măcar a plecat din țară, pentru că am fost în Zanzibar asta iarnă și în mijlocul oceanului, în mijlocul cu o barcă. Ne-am dus unde era cea mai mișto apă și din spate a mai venit o barcă și s-a auzit așa: hei, Irona, ce faci? Boss, eram în mijloc. Era tare să fie un african de ala. Și era, te știm. Și eram, what the fuck? Mă uit o barcă lângă cu oameni care abia ajunseseră și am zis. Dar să zici tu. Voiam să spun că ce a fost nasol e că erau plajele astea câteva de nudiști, hai să mergem și noi, hai mă să o facem și pe asta. Dar... vin al de ăia cu excursiile cu bărcuța, care trag așa să se uite la, se uite la tine ca la zoo, serios? Înțelegi? Ca la niște exponate. Și tu stai acolo așa și și tu nu faci așa? Mamă, tu vorbești? Da, mă, și veneau așa să se uite la, știi? Bă, ce vreau să vă spun e că și eu am fost la aceeași plajă și cu Ilona și fără, în vamă. Și niciodată nu m-am uitat la oameni care făceau nudism. Deci niciodată nu... Eu mai am momente când nu poți să-mi vezi, acum nu poți să fie așa. Stai puțin, una e că îi văd, dar niciodată nu m-am uitat să vezi dacă... Ba, eu m-am mai uitat. E o curiozitate, nu e încă o dată, nu e o chestie sexuală. Nu, normal, da. Are el ce are. Eu oricum am fost cu Lidia acolo la plaja de carte, în zona aia. Așa, da. Așa, și mergeam cu Lizzie și când mai vedeam câte unul care așa, zicea lui, ia uite-te în ochii mei, eu știu că te iubesc pe tine. Bă, nu, dar cea mai cringe fază e când deci cineva vine și te ia și în brațe și te pupă. Asta e, da. Tine, aici n-am pățit. Și dacă tare să mă ia un bărbat. Dacă îi se și bălângâne pe piciorul tău în momentul ăla. Nu, dar nu era o femeie care a venit să mă felicite, m-a pupat și a ieșit. Aici a fost nașpa, că era femeie. Aia e.
hai să schimbăm acest subiect trivial de-a dreptul. Nu neapărat. E. Și hai să aflăm care dintre cei trei prieteni de la această masă ar gafa, okay, felicitând o femeie pentru o sarcină, acea femeie, bineînțeles, nefiind însărcinată. Eu știu pe Delia care a făcut asta cu Lizzie la X Factor. Nu pot să cred. Da, da. Și a zis, oh, dar ce avem noi acolo? Și a zis, n-are nici fată, nici băiat, să așteptăm o șaurma asta, practic. A zis Lizzie, nu, că eu am avut o operație înainte și a făcut. Și Delia ce și au sărit ăștia pe Brenciu cu asta, cum să faci asta? Azi erau Răzvan și Dani, prezentatori. Și na, și-a pus palmele în cap și a zis, iartă-mă, scuză-mă, dar eu cred că tot o fată văd aici la treabă, că eu nu prea mă bag să felicit, nu, știi? La eu, mine? Da, nu cred de nimeni, că nici pe Ioan nu văd genul care se bage aici de așa. Nu te bag la asta. Băga, nu. L-aș vedea până atanticul mai degrabă, dar nu să gafeze, să fac o glumă, da. Da, dar nu e, una dar e să o glumă, iasă. Gafa e când, da. Da, chiar nu, cred că nimeni dar noi, și plus că eu nu mă bag, să, că, dacă știu nu, sigur. Deci l-ai vedea până atanticul, tu pe cine îi vedea mai mult? Pe nimeni. Să gafeze așa? Nici pe Cosmin nu-l văd tot la mine, că nu se bagă el și pe Luna probabil avea și m-a întrebat, bă, e gravidă? Da, mai degrabă aș face asta. Știi, nu, nimeni n-are. Și eu clar nu, că nu mă, ei, ești gravid. Dar eu am un vot, asta e prost. Ai un vot? Că ți-am zis, te văd capabil să faci o glumă eventual. Da, nu, lasă glumă. Dar ne fiind vorba și, de glumă... Depinde și, câte... Și în primul rând de nu termin glume cu oricine. Dacă vă abțineți și nu votați pe nimeni, pentru că ea votează, o să ia Natanticu. Păi nu, păi... Da, mă, lasă, iau eu. Primesc. Ok. Eu n-am voie să țin, mi-e frică să țin bebelușii noi, să fac gafă cu bebel. Cine știe ce profil de prieten îmi faci? Tu hai să vezi, ești și numai psihopată și toți. Vezi că am uitat să spunem că la finalul chestii ăsta cineva face pușcărie pentru ce iese aici. Păi eu știu să evadez. A, da. Deci la mine e bine. Să ne iasă un profil în care să mergem toți la pușcărie de aici. Care urs dintre cei prezenți sforăie atât de tare încât îl auzi din camera cealaltă? Emi? Da. Da? N-ai ce să faci. N-ai cât să faci. Și eu sforăi, dar eu doar când... Și Cosmin, când da. Drojdesc. Și drojdesc, e adevărat, dar da, așa mă numă, nu rup. Da, și Cosmin. S-auzi din cam, mai sforăi. Știu că e singur om care vine la mine cu un remediu, cu un inel de la să-l pui aici, un belciuc, da. Să-l pui la nea, un căcat de la să mă sufocă, să-l îngheu noaptea. Da. Lasă expres. A zis, bă, puneți un din ăla, că... Era să-l înghit, să-l bag acolo, că noi în Asia, eu atât de tare sfărăind, aveam cu cuza convenție. Ce ți-a căzut? Baltagul. Aveam cu cuza convenție. El se culca înaintea mea, indiferent cât de obosit eram, ca să pot să doarm. Dacă doarme, nu mai aude. Dacă doar dormeam eu și el nu dormea, pa, până la 5 dimineața, nu pa. Care e cel mai probabil să râdă întâi și abia apoi să ajute pe cineva atunci când cade? Când acea persoană cade. Ilona. Toți. Ilona. Da, nu, Ilona. Eu zic că Ilona. Râzi, Ilona, râzi. Nu mă sperii. Ilona, da. Ilona, clar. Ilona e nenorocită, ea se bucură de rău, altuia, dar după aia l-ajută, că e o fată bună. Așa e, spre da. Final. Ilona, nici nu poți să te gândești la întrebarea asta. Faza e că pe mine mă bufnește râs oricum în foarte multe situații din astea dubioase. Eu râd în continuu. Da. Adică râd, dar cum să zic, mă bufnește așa, prost, adică nu râd... Instinctiv. Și da. jobul. Da. Da, eu recunosc. Asta da. Asta aș face. Asta chiar. Vezi, pică la metrou, femeia. Vine metrou. Și după aia mă face grupă. De ce sunt gravidă? Care e cel mai probabil să trimită mâncarea înapoi la restaurant? Că nu-i place. Cel mai moftoros? Nu cred. Poate Cosmin. Că nu, făcut, nu mi-e mie rușine, ca să-i dau lui Lizzie înapoi. Bă, stai, eu am trimis mâncare înapoi. Dar când nu era de ceva mofturos, nefăcut. Nu de asta. Adică era viu, pic, nu puteai să nu era comestibil, dar nu așa. Suntem toți de la țară, bă. De se arde. Păi, Petru, și dacă nu mi-ar plăcea, mi-ar fi rușine să fac asta. N-am făcut niciodată treaba asta, deși au fost momente în care nu mi-a plăcut mâncarea, dar nu am lăsat acolo. N-a fost Petru. Hai să rămânem în zona asta și vă întreb. Ok, nu se trimite, se trimite înapoi, nici nu mai contează. Dar care lasă bacșișul cel mai mic la restaurant? Dintre noi dintre cei trei prieteni de la această masă. Ilona. Nu cred. Ești mână largă? Nu cred, da. Atunci tu. Da, cred că eu. Tu, tu ai aricit la... Emi. Cred că eu. Eu cred la fel. Tu. Eu
Eu din contră. La polul opus, da? Da. Cred că eu, da. Și eu. Păi ești, mă, actorii. Da. Știu că noi puteam să fim ascultari dacă nu eram... Dar eu chiar am făcut și, asta. Dar și eu am fost. Și chiar așa, nu știu, am un respect special față de oamenii care fac asta. De exemplu, nu-mi place și nu suport când oamenii vorbesc cu ospătarii sau cu... Urât. Nu știu ce, cu la pertu sau eu nu pot să vorbesc la pertu, să zic adum și mie sau chestii, nu, garzon, îmi pare ok. Asta da. Nici mie, da? Nu, frate, nu, dar la bani, la bani. La bani, eu calculez frumos procentul că se lasă de bun simț și atât las, nu mă apuc să, nu e stilul meu, să nu o smână la, am crescut. Eu sunt genul care ține cont și de cât de frumos a vorbit și așa și cumva mai plusez, adică tot timpul dau minimul, bă, dar mai plusez dacă am fost extra. Dacă a fost el drăguț, dacă locul e drăguț, dacă mâncarea bună, da. Bravo e. Ai bifat-o. Ia să vedem acum. Da. Cine nu ar pica examenul de clasa 8-a acum la matematică? Cine n-ar pica? Emi. Cine nu ar pica? Emi. De ce? Pentru că eu îl știu și din Asta Express. E vreun matematician? Bă, eu zic că e bine pe matematică. Emi e bine pe matematică. Nu știu câtă matematică știe, dar l-aș vota. Nu, nu, nu știe. Cred că l-am picat toți. Dar am zis așa, dacă ar fi cel să mai... Să fie. Dacă ar fi să alegi unul dintre noi acum care să calculeze ceva, eu una nu aș vota. Eu sunt, Emi. Aș și termina școala mai devreme decât noi. Îți mai proaspăt. Ce facultate ești cu tu? E, sport, ce contează? Sport. Deci nu el, stai el acolo. Nu, pe matematică. Eu l-am văzut și la Power Couple și la Și calculează bine? E bine, e bine pe calculat. Bă, eu vreau să vă spun că nici tabla moțirii nu prea o mai bunghesc. Câteodată mai am dubii și la aia. Mult. Băi, tu nu vrei, da. Nu știu să calculezi. Câte mă întâlnim 12%? De 200 de lei. Am fost într-o emisiune unde trebuia să vând niște chestii. Și m-am păcălit în continuu la rest, frate, că nu știam să calculez să mor eu. Deci trebuia să vând niște pâine. Și m-am păcălit, am pus bani de la mine la final zilei. Deci, sincer, nu mă gândeam la asta. Nu, exclus. Ia, dracu, dacă nu e să primești banii înapoi, ții minte. Da, bineînțeles, mă pământ. Când îi vezi acolo pe card, îi știi. Păi pe munculița mea. Când îi vezi pe card, îi știi pe toți. Oare... Fă din ochi, ia. Mulțumesc că aveam nevoie de asta. Care este sufletul petrecerii? Cine se mai mulțărește cel mai mult la o petrecere? Toată lumea cântă. Dar cred că cel mai mult. Cel mai mult. Ce vorbești? Bă, la ziua lucruza. La ziua lucruza am fost niște maimuțe amândoi. Deci eram și Emi era palmier. Depinde de mood. Da, depinde de mood. De tot pe Cosmin Mersu. Stai, mă, la care e ziua lucruza? Că tu nu ți-aduce aminte ce ai făcut tu? Că tu ai fost singurul care te-ai desfăcat în chine. La ziua lui Mădă. Adu-ți aminte. A fost la ziua lui Mădă? Când a fost ziua lui nevastă? Da, mă știu. Tu nu știi când e ziua lui nevastă? Atunci la... La munte, atunci. Da, da. Nu, tu. Da. Tu deci s-a dansat acolo. Da, mă, dar pe mine m-a provocat cucu, că eu eram băiat bun. Nu, eu deci acolo a fost apogeu, cumva, ceea ce pot eu să fac, nu mă compar. Și recunosc eu, că sunt... Și Emi, da, deci toți trei avem potențial, dar numărul 1 e... O viteză în plus, Cosmin, da. Da, ai care... Are potențial să... Acum, dacă mă întreb cine închide noaptea, eu pot să o închid liniștit, înțelegi? Pot să stau ultimul, dar de mai muțărit, da, Cosmin... Ca el, nu. Cosmin, nu. Nu. Nu, am niște imagini cu el, cu niște dansuri de care nu pot să fie reproduc. Mi-am amintit și eu. Cucu, când am mușcat din nou, ok. Nu mai, la... E că nu stăm tot în casă. Nu, mi-am amintit așa. E destul că mi-ai zis că m-am dezbrăcat în chiloți. Deși... Deși tu nu ți-aduce aminte că vreodată ai fi făcut treaba asta. Tot timpul fac asta. Era o metaforă. Cel mai nasol e când e vara, când uit că n-am chiloți. Ia să vedem. Ce să mai vedem? Mai serios de data asta. Okay. Ilona. Care e cel mai probabil să scrie o carte în această viață? Ilona, am zis, clar. Ilona. Stai puțin, că și Cosmin... Nu. Și Cosmin, da. Eu, în primul rând, că nu scriu. Dacă... Eu aș dictau. Dacă scriu. Ne gândim la o carte despre noi, despre noi, fiecare. Dacă ne gândim așa... Nu, la o carte. Ilona. Biografie. Ilona. Această doamnă a teatrului și dramaturgie. Voi mulțumesc pentru încrederea pe care mi-o acordați. Eu nu mă văd în stare să scriu o carte, dar probabil. Nu, ea scrie bine. Vorbește... La bătrânețe poate că aș putea. Ai zis în viața asta. Ea vorbește cu păcăi de la Giurgiu, dar ea scrie foarte bine, adică ești foarte corect gramatical. Scrie corect gramatical măcar. Adică e bine, mă las oricum de la corectat, dar eu te văd pe tine că ai imaginație multă. Și eu la fel. Te văd, deja ai experiență, da. Ești bine, ești bine. Asta e frumos. Eu ți-aș cumpăra cartea dacă te-ar ajuta cu ceva. O să încep cu o broșură. Hai, bă, bine. Ai trebuit să-mi dau. Ia să vedem.
Cosmin, asta va spune multe despre cel votat. Da. Dacă ar fi să alegeți dintre niște superputeri date, da? Ok. Care ar alege să vadă prin primele două rânduri de haine? Cine ar lua această superputere dintre cei trei de la această masă? Ilona, sigur, nu? N-aș zice. Nu. Ea merge la rutiști, ea nu merge degeaba la rutiști. Dar puțin că și bărbații au două rânduri de haine, ce? Dar nu, ea nu, nu e. Nu, dar eu văd pe Ilona că ea, dacă merge la rutiști și ea nu se de... Ce cauți tu la rutiști? Că dacă ar avea superputerea asta, nu s-ar mai duce la rutiști. Dar nu știu. Eu am pe cineva în cap. Pe cine? Pe Emi? Emi și eu cred de că ce pe Emi? Nu știu, așa cred eu. Nu știu de ce. Eu nici nu mă uitam la mine la rutiști pe plajă și vă luați de mine așa. Păi da, da. Erau și bărbați acolo, că erau numai femei. Păi erau și femei, frate. Dacă mă votați, să... eu nu pot nici să-i infirm, nici să... Adică nu... Hai, bine, dă-mi păi surâde, parcă. Ar fi, băi, ar fi amuzant, ce pot să zic. Acum, băi, ar fi amuzant. Ar fi amuzant. Acum, fii atent, eu nu mă ascund de faptul că dacă ar avea puterea asta, l-ar ruga să-mi împrumute și mie odată. Odată. Și la anumite persoane, nu... Așa. La toate. Nu la oricine, ce drept. Ar fi amuzant, dar nu cred că... Dă lângoace, lasă, hai, dă. Eu zic că tu. Da. Nu? Da. A fost votat, Emi. Am fost votat, nu pot să comentez ceva. Că... Dar eu eram nici și... Nici nu pot să spun că mi-ar părea rău să am... Superputerea asta. Eu cred că ai fi dezamăgit de multe ori. Eu m-aș face invizibil, dacă da, nu contează. Da, invizibil și eu m-aș face, că m-aș duce în multe locuri. M-aș duce în multe locuri. Bine, și tu cred că ai... Ai potențial. Am greșit cu votul, dar nu mă bag. Am greșit? Nu, uite, vezi, măcar am câștigat cu votul că e supărăcios. Yes! Nu mă supărăcios. Tu crezi că el era? Da. Da? Da. El? Da. Care dintre voi ar mânca ce vreți voi, shaorma, sandwich-ul, covrigul? Eu. După ce l-a scăpat pe jos, invocând regula celor 5 secunde. 3 secunde, toți, da, frate. Toți, cred că toți. Toată lumea, 3 secunde. Ce 3 secunde, mă? Eu dacă merg pe stradă... Toți, eu n-am nicio travă. Și mi-al meu. Eu am găsit o dată la gunoiul de asta plină cu bomboane. Bine, era mic. Dacă mi-e foame, nu că mănânc. Nu mă știu, că era mic, aveam... Okay. Mănânc și după regula de 3 secunde, nu doar că... Da, da. Bun, atunci, asta... dacă e la toată lumea, da, se... Centru, nu? Da, centru. A fost tu tot săraci. Tu nu? Ba da, dar nu e vorba despre mine. Da, nu, așa că... Să nu părem că suntem bolnavi, nu? Care este, în ciuda aparențelor, cel mai serios, cel mai muncitor? Ilona. Ilona, frate, toată ea... lumea, dar... Nu, dar eu zic că Ilona, pentru că are și mult teatru și acolo, tată, e chiar se muncește. Mult, la mine, la stand-up, eu muncesc o dată la 6 luni, adică îmi fac un material și cam atât și în rest. Dar stai puțin, dar e de creație, că tu muncești, că mergi și, da, și îți faci, îți faci ăsta. Nu, mă, dar așa trebuie pe trecut. Da, teatru Ilona. Se pare mai... În general, femeile sunt mai muncitare decât bărbații. Da. Bine, și foarte leneșă să ne fie vorba. Dar toți ăștia talentați sunt leneși, că știi cum că e. Că știi că o scoți la final, scoți, dar toți după aia îți dai cu gheara. Nu, dar muncești. Ilona, da. Am zis. La mine e multă mai muțăreală, dar... Ilona? Dar nu... Și aia e tot muncă. La colecție acolo? Am zis că... Da, stai să văd 25 de bucăți. Da. Aici parcă văd care ar fi răspunsul. Am înțeles, Emi. Care este cel mai probabil să devină politician? Emi. Emi direct. Are Emi, Emi, da, nu spun. Ah, mama angleala, da. Bine, ai văzut, nici când ai venit acum, vină că eu mă fac primar, vezi, și mai glumă, mai serios, zic. A zis că are, dar oricum are, eu îl văd. Și eu îl văd. Dar nu te gândi că nu primar de capitală, ceva de așa, de Giurgiu. Să ai de unde ciupin, la Târgu Jiu, la Rovinar. Nu pot, că n-am loc. Vice, da, dar nu, de București. Emi, da? Da. Ok. Care se crede cel mai sexy din grup? Ilona, cine se crede cel mai sexy? Da, Ilona se și sexy. Ilona, și... frate, păi cine? Ce nu te crezi sexy? Cine te crezi sexy? Ba da. Păi și atunci ce te crezi mai așa? Te gândeai unde? Medita, stătea... Băi, uite-te la noi, cum să cred vreodată de mine că sunt sexy? Dar mă gândeam că cred că și Emi să crede. Băi, nu, e adevărat. Hai, dă-mi cu joța, nu trebuie să arătăm tot la televizor. Eu nu mă cred sexy, ce ai? Nu. Nu, bărligători, dar nu. Bărligători, da. Dar sexy, nu. Sexy, bine, dacă nu te crezi sexy. Tot, dar tu emani. Bă, ca să vă zic, da? Acum să confirm cumva ce ziceți voi, da? Eu pe Ilona i-am zis la un moment dat, am văzut-o prima oară în viața mea, înainte cu mult să mă luam o vedeți voi, așa? Într-un spectacol de cabaret, să-i zicem, al lui Răzvan Mazilu, de dans de așa. Și ce, ai sexy?
Păi era goală. Era văzut, uite, ai uitat toate goală. Bine, bă, da, asta e goală. Asta e prin prima. Ești în chiloți? Da. Fai! Și atunci nu era la televizor și așa, am văzut eu acolo la teatru și am zis, mamă, ce tare e gagica asta. Și după aia te-am văzut pe la TV și așa. Tot așa. Și n-am mai, eu de-aia urmăresc că tot aștept să o mai văd. Nu mai apuci, că nu mai poate mama, că e bătrână. Dacă vrei să-ți spun și am văzut în costum de baie. Da. Când vrem, ia cu câțiva ani. Dacă, dacă vrei să vă spun și mai tare, eu am putere aia, văd printre două râni. Cea mai sexy e nevasta lui Atanticu, care, bă, deci ieri am zis, stai, bă, tu ești... E porno, există. Ia că e porno, da. Păi dacă îmi plac... avea buzele făcute așa, bă, era... Era un personaj. Da, bă, era ziua ei și a trebuit să fie un pic mai... E sexy rău de tot. Da, nu mai sunt eu. Bun, deci a plecat Sexoșenie la tine. Sexoșenie. Aici nu știu cu între cine și cine va fi. Cui îi se va adresa lumea la bătrânețe cu maestre? Maestre? Lui Atanticu. Păi nu poți să-i spui lor la maestre. Deși maestre slash doamna teatrului. Da, eu văd pe Ilora. Doamna teatrului sau maestre. Ea ține foarte aproape de teatru. Da. A, joacă. La mine, dacă mi-ar zice, la mișto mă lua maxim. Deci, nu, adică chiar dacă sunt și eu de meserie actor și așa, nu, eu nu mai practic teatru. Dacă prindă și teatru, o inimă de țigan ceva. Deși, eu îți spun, mie mi s-a mai zis, dar mai sunt din ăștia, dar care nu înțeleg exact cuvânt, sensul cuvântului. Dar n-ai confundat cu meștere sau și... Da, nu, maestre. Nu, dar pe tine te văd. Acum lăsăm gluma deoparte. Și la topeilor n-au văd. Frumos. Bă, uite ce părere bună au prietenii mei. Dar nu de părere bună, e la modul dintre... E o chestie că eu, mi se pare un compliment. Dar chiar nu. Vorbesc de faptul că tu ți-am aproape de un compliment. Noi nu ți-o spunem, dar noi te apreciem foarte mult, să știi. Cum, bă, doamne. Noi sperăm să mai stai din datoriile alea. Aici... Cosmin, vă las pe voi, vă las. Atentic. Care dintre cei trei prieteni de la această masă se va prăpădi ultimul? Care va avea cea mai lungă viață? Aici suntem toți niște terminați. Dar la mine e foarte greu să spui că eu, că eu am și sunt și cu vreo 10 ani mai mare ca voi. Nu că ești mai mare, tu arzi mult. Tu cred că... Tu cred că ai un consum energetic imens. Adică tu ești deci genul de om. Dacă ai întrebarea asta, dă-o la mine. Dacă cred mor că da, cred că tot să mor. Cine primul. Cine mai ultimul? Ultimul. Că... Dar sunt și mai în vârstă ca voi trei, mă, mult. Da. 10 ani între noi aproape. Da? Ilona, zici? Ilona că e fată, femeile oricum. Tu vezi, drag, și oricum noi ne-am vorbit, dar acum toate cărțile să le iei tu. Eu cred că e mit. Eu zic că Ilona. Nu, păi eu cu haosul meu, cu dormitul la 5 dimineața, cu 20 de așa, nu. Da, da. Tu ești. Tu când e de somn te odihnești? Da, eu da. Tu ești. Acum, în perioadă. Ai momentul de mănânc sănătos. Asta noi nu suntem așa. Când mâncai tu frunze cu cărniță acolo sănătos, nu, da. Tu ești sigur. Abia aștept să mănânc o șaurma când ajung acasă. Așa că, cred că... Da, tu. Tu n-ai gândit perioada. Da, zici? Da. Și o să ții minte asta când vii la mea la mănâncare. O să ții toastul ăla. Băi, era, mă, uite, și zic, e pe Cotofană, că și el o să trăiască mult, că ăsta e sportiv. Da, 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 da. Ăsta-i mare fotbaliș. Mănâncă sănătos, bea apă. Nu vezi, o bere n-a dat de când a venit. În fine. Da. Deci s-ar putea să ne îngroape în Atanticu. Doamne, nu cred, mă. Dacă spun. Soiul rău nu piere, mă. Mersi, știi? Asta zic, da, da. Faci până Atanticu, ultima acolo care să zică. Da, nici dacă o laică moartă nu vezi. Da. Bun. Ne apropiem cumva de final. Ok, cumva. Și mie mi se pare că se conturează ceva. Că acolo se conturează ceva și mai mult decât atât, îmi place ceea ce văd. Super. Și într-un fel mi-ar plăcea să fac și eu parte din grupul vostru de prieteni. Acum nu știu. Mulțumesc. Nu știu dacă am loc acolo, dar vom afla după ce veți completa aceste hârtii. Ne-a dat de scris. Fiecare ia un pix. Eu vreau cu doctor Coțofană. Te rog. Alegeți. Eu nu trebuie să știu cine ce a scris. Dacă vreți voi să ziceți bine, dacă nu, nu. Și aveți la dispoziție cât vreți voi să completați așa cum credeți de cuvință. Noi ne De ce râzi, mă, deja? Păi am citit prima întrebare. Ce vrei, nu? Noi ne întoarcem imediat la prieteni adevărați. Pixul de jos. Stai, mă, că mai am 3 minute. Gata, gata? Ați terminat copiii? Hai să lăsăm pe colegul, pe prietenul adevărat.
Eu gata, am terminat. Eu vreau să le citesc. Nu mă uit. Eu vreau să le citesc. Încoace, măi. Okay. Lasă că și le citește el. Nu știu, măi, copilule. Hai că nu știam exact. Nu știu formatul. Nu știu formatul, exact. Te potolești? Da. Acum pare rău că scria mai mult dacă... Eu am scris foarte, foarte, foarte serios. Chiar l-am luat pe Sebi serios, așa mi l-am imaginat, da? Așa, pe serios, da. Deci... Bun! Bun. Au fost completate întrebările și da, mergem mai departe deocamdată. Ok. Okay. Următoarea întrebare. Care dintre cei trei prieteni de la această masă, da, va fi cel mai frumos la față la bătrânețe? Cine se va conserva cel mai bine? Oh. Sincer, având în vedere că este la 70 de ani dat așa acum... Da, crezi că n-a dat anticul? Bine, mă, că se îngrijește, mă, femeie. Aici mă gândesc și la femei, cu... că femeile dai, tot timpul se... Mă dau, da. Femeile se îngrijesc, la un moment dat mai faci o minimă. Mi-a zis, pot că am chemat o femeie, că altfel... Eu altfel câștigam. Eu nu aș băga mâna în vocă în atanticul la un moment dat, peste 10 ani o să fie pic de dată, botox. Nu, dar o să fie întins ca toba. Niciodată. Nu știi, dar de ce spui niciodată? Dacă te prinde întins ca toba cu păr pus în tuce. Pentru că eu mă știu pe așa. În primul rând părul nu o să-mi cadă, asta-i clar. Dar poate că o să te ia primul ăsta. Niciodată, nici eu vă zic cu mâna pe inimă. Da, tu n-ai niciun fir alb. Niciodată, hai. S-a scos, okay. Nu, am fir alb, dar nu. Nu, dar cu botox, cu astea. Cred că mai degrabă eu o să-mi bag de la, că, la cât așa. Păi și eu beau mult, mă, nu. Dar nu știi niciodată pe ce film se duce omul la bătrânețe. Nu există. La 60 de ani eu te văd pe la capilete pe acolo cu bazaui. Cu baston. Un pic aici, doamnă, să-mi pune și mie. Nu, în primul rând eu n-am asta. Eu văd pe el. Eu nu pot, nici tatuaj nu pot să fac. Și eu văd. Imaginează, dacă te prind vopsit și botoxat și cu părul întins așa. Poate îmbălsămat, dar... Și eu văd pe Ilona, care pe Ilona are foarte multe cunoștințe. Și oricum ne-am vorbit toate cartele noastre, tu le iei. Deci ne-am vorbit, da. Okay. Tu nu mai citi. Dar eu vreau să câștig, că poate că e de rău să câștigi. Nu știu, că la un dat te aștept la orice. Dar nu câștigi. Păi dacă zice, bă, cine a câștigat? Nu câștigă nimeni. Bă, eu zic că vorbim de bătrânețe. Bă, având în vedere faptul că de obicei tu ești femeie și noi bărbați de obicei, că mai sunt cazurile de dansfăl. Sexul frumos. Deci rămâne tot la tine, da? Da. Eu zic că perfect. Ilona, doamne, ăștia sunt emoții. Eu zic că o să fie și mai mișto asta peste 10 ani. Zici? Mai seama că vă dăm de bătrânețe, mă, pe ea. Mi se mai păi o să fie bătrână peste 40. Dai-ți tu un mic aici, că mi-e foame de mult. Happy, happy, joy, joy. Care dintre cei trei prieteni este cel mai optimist? Cosmin. Pozitiv, mereu. Cosmin. Da? Mi-asum. Cosmin, da. Așa? Da. Motivație, de ce? Adică nu-l vezi niciodată supărat. Prăpostios. Eu nu-mi aduc aminte să-l fi văzut supărat. Întotdeauna când e supărat, ori maschează foarte bine, fiind de natură, de meserie. Happy, happy, joy, joy. Actor, dar el în general e genul de om care vede partea bună sau când e într-un impas, știe exact unde este luminița aia, știe că va ajunge la ea, adică e genul de om. Da, dar... practic așa am fost toată viața. Da, eu cred de la miner se trage, știi că... că da, lămpașul și cauți luminița. Știe, da, nu, e cel mai optimist. Cine mi se pare la fel? Adică eu nu mi-am minte să-l fi văzut supărat. Noi suntem căcăciuși, că dacă avem ceva, că ne suntem bolnavi, că suntem ălea, că ne apucă cu dălea. Da. Ok, Nathan Ticu, cel mai optimist. Care este... Acum e cu apucături. Da. Cel mai predispus să măzgălească ușa toaletei cu un marker. Să măzgălească, să scrie... A te facă ghiduși. Să scrie Ion plus Maria Love sau să scrie o glumă din aia proastă cu... Da, le făceam în tinerețe. Acum nu știu dacă mai face nicio. Ai face? Nu. Ha? Nu, cu minți așa? Da, da, nu. Avem altfel de nebuni. Nu, noi cu facem... Cu căcat am dat pe... Cu pensula, da. Ce marker? Ce marker? Luăm direct cu... Acum e ușa. Facem pipi pe uși, pe clanțe. Cu marker. Aia o faci la 12 ani. Ei, am avut-o și la 25. Ce buia asta cu căcat. Da. Pentru ce? O să fie destul de abruptă trecerea de la căcat la întrebarea asta. Așa. Da. Și o să vă rog să vă concentrați ca să nu o luați în râdere. Să nu fie de căcat întrebarea, sper. Nu, din contră. Și acum trebuie să răspundă fiecare, da? Pentru ce i-ați mulțumi din suflet fiecăruia din grup. Ok, foarte frumos, eu mă duc până la baie. Să dai pe ușă. Adică trebuie să ne spunem sau da. Cum? Da, da.
Sau puteți să cădeți de acord doi, bă, uite, noi i-am mulțumit lui Emi pentru că, noi i-am mulțumit, cum vreți, pentru ce i-ați mulțumit, pentru ce i-ați da un premiu de mulțumire. Ok, păi pentru dacă, calitate, dacă vreți pentru... ca să-i mai las să se gândească că ăștia sunt mai tineri și vai stau alături și acum stau să se gândească, ce dracu să-i mulțumesc cu luna ta pentru să se gândească Ilona? Că la Emi ai parte, știu, da. O să las pe Ilona, la, nu, pe Ilona, fată. Eu vreau să-i mulțumesc pentru optimismul ei și buna dispoziție pe care o are tot timpul când ne întâlnim. Că mă râde la glumele mele și mă face să mă simt bine și îmi dă un vibe foarte bun. Că știe să se distreze și, jur, când intrăm în horă, jucăm până ne cad pingelele. Și că îi mulțumesc pentru și momentele și pentru momentele funny la care am râs de foarte multe ori la televizor, la teatru încă n-am apucat să merg, nici nu mă duc. Dar îi mulțumesc că nu se supără. Că nu se supără. Cel puțin până acum nu s-a supărat pe mine și da. Asta sunt. Și mulțumesc că trăiește, frate, și că... Și mulțumesc Antena 1. Și mulțumesc Antena 9. Iar lui Emi am foarte multe. În primul rând vreau să-i mulțumesc că voi nevoie a acceptat, da, că a luat-o pe mădă și în felul acesta îi sunt naș, dar nu e niciun fel de, nu se simte niciun fel treaba asta de naș fiind, că a trecut peste foarte multe lucruri și nu ține ranchiună. Și că e foarte înțelegător și că ne-am apropiat din ce în ce mai mult și că avem foarte multe lucruri pe care n-am putea să le povestim aici, pe care le-am trăit împreună și mulțumesc pentru prietenia pe care mi-a arătat-o de-a lungul timpului și ajutor din toate punctele de vedere. Eu? Da. Eu, dacă vrei să completezi sau să... Nu vreau să completez, vreau să zic că Natanticu mi-a luat tot speech-ul. Păi dar știam că asta îți iau... Asta o să zic, asta am vrut să zic despre el. Și asta să mă dea să păcăi, da. Practic, adică care ne leagă până la urmă. Exact. Eu vreau să-i mulțumesc Natanticu pentru că de fiecare dată când m-am întâlnit cu el fix, asta am simțit și eu, că mă face întotdeauna să râd, că mă bine dispune, că... vede viața cumva într-un fel în care eu mi-aș dori din suflet să o văd, care poate eu fiind un om extrem de vesel, am și momente de down, ceea ce la el poate are și el, dar la el nu le-am văzut niciodată și nici nu le-am simțit. Nu a existat niciodată un moment în care să mă duc să știu că e Natanticu undeva și să nu mă gândesc că ziua mea va fi schimbată și că dacă plec de la o întâlnire cu el voi fi foarte bine dispusă și pozitivă. Că vede viața cumva mult mai deschis și mult mai... light, așa, decât cum o vedem noi, nu văd genul care să se proptească în probleme și asta cred că avem cu toții de învățat de la el, nu doar cum să trecem prin niște situații cu umor, dar și cum să nu ne mai încărcăm negativ cu căcaturi sau cu nimicuri, ci să vedem întotdeauna cu umor tot ceea ce căcatul se întâmplă. Pe ușă, de-a zis. Acum e momentul. Pe ușă, exact. Bravo, Ilona, mulțumesc. Și lui Emi vreau să-i mulțumesc pentru că am simțit întotdeauna că el este un prieten adevărat, în sensul în care nu mi-am pus niciodată problema că dacă aș avea nevoie de ajutor, el nu ar fi un om care sare din 4 la 3 dimineața să vină să te ajute. Cred că asta este una dintre cele mai importante calități ale lui, care este ceva ce întâlnești foarte rar în zilele noastre, pentru că oamenii fie nu-ți răspund la telefon, fie sunt prea ocupați ca să se preocupe de problemele tale, iar el este genul de om care îți răspunde întotdeauna la telefon și care cu siguranță te ajută oricând ai nevoie și pentru asta îi mulțumesc, pentru că e foarte important să știi că în viața ta există oameni pe care te poți baza. Emi? La Cosmin n-am ce să mai zic, pentru că a punctat exact, adică a definit cumva relația noastră. Cuvintele lui, pot să-i mulțumesc pentru aceleași lucruri, adică îmi ești mult mai mult decât un simplu naș și pentru faptul că ți-ai dorit și te-ai preocupat să mă cunoști și să mă înțelegi încât relația noastră să evolueze atât de mișto și îți mulțumesc că există în viața mea. Bravo! Și iar pentru ai, Ilona... Mulțumesc că mă ră pentru bani, că poate uita. Că nu îmi bândă că e zgâcioată. Pentru Ilona vreau să-i mulțumesc pentru faptul că am o prietenă care are
alte calități mult mai mișto, mai fine decât au foarte multe femei sau bărbați în ziua de azi și nu mă apuc să fac acum lista că n-are niciun rost. Îi mulțumesc că m-a acceptat cumva, ne-am acceptat unul în viața altuia. A fost o chimie reciprocă de la început. Da. Și faptul că am rezonat împreună m-a făcut, da, într-adevăr, să fiu prietenul de care ea spune și, într-adevăr, ea răspunde oricând la tine noaptea. Și îi mulțumesc pentru faptul că ea nu mi-a răspunde niciodată dacă își avea nevoie. Îi mulțumesc pentru toate momentele pe care mi le-a oferit. Chiar țin minte câteva momente în care eram foarte low și tot timpul, indiferent că ea pare așa mai înțepată și mai dură, mai pe fan, când simte că e cazul de a fi acolo și de a pune umărul, e acolo dacă ai nevoie. Nu trebuie să-i ceri, știi? Te simte. Și asta e o foarte mare calitate. Și mulțumesc. Mulțumesc! Se drăguț! Bravo! Bravo! Foarte frumos! Da, da. Se drăguț! Emoționant. Da. E un pic, da. Știi că ai plecat de la asta, apropo de ce ziceai tu. Ai plecat de la cine? Exact. Mă bucur că ați schimbat macazul. Bă, am făcut o oră 20 pe drum și chiar am meritat pentru cuvintele astea. Bine, peste două luni uităm tot, dar nu contează. Nu, așa de ne mai cheamă. Nu, chiar e frumos. Chiar e frumos și felicitări și ție că uite să zici despre tine, că faci un lucru care e de o calitate... Mulțumesc foarte mult. Superioară, vă să zic că dar nu ai ieșit. Mulțumesc foarte mult. Acum, aș vrea să văd cum mă vedeți voi pe mine, da? Și dacă m-aș potrivi și eu în grupul vostru de prieteni. Ia să vedem. Dar, întâi și întâi, vreau să vă mulțumesc nu numai din gură, ci și material, pentru că asta suntem niște materialiști. Și din partea sponsorului principal al emisiunii, avem premii pentru voi. Sponsorul principal al emisiunii fiind Sarsailă Pisimol, adică singurul magazin exclusiv pentru pisici. Da. Și vom avea așa. Tu vorbești serios? Noi și mugangiști. Emi, pentru că are o pisică grasă, are nevoie de un hamac, un culcuș de geam foarte rezistent, tu pe care îl primește de la Pisimol. Poți să-l desfaci acasă, îl arătăm noi după aia, nu-i nicio problemă. Ține 20 de chile. Deci poți să te bagi și tu. Știam exact că ai un pisoi mai puternic. Cât de tare! Bravo! Yeah! Bravo, sponsorul! Imediat! Pentru Ilona. Ilona, care este proprietară de... Pisică. Pisică. Da. De tocmai pisică. De aia va primi niște ochelari de pisică roz. Un hamac de geam roz. Wow! Șosețele tot roz. Bă, și un covoraș colector pentru litieră. Mulțumesc. Să nu mai emisi peste tot în casă. Ce tare! Când ne mai chem? Yeah, ce tare! Deși Pisimolul este doar pentru pisici, da. S-a îndurat și de dușmani. Sarsailă. Mă rog, să zicem dușmani. Ca ai și tu trei căței. Trei doar. Wow, cât de tari sunt ăștia. Și? Și? Pentru Nathan Ticu. De la Pisimol avem această mâncare cu piuitoare și un covoraș cu căței. Mă rog pe Mimi. Tot de la Pisimol. Mulțumesc mult. Acum. Vă bucurați de cadourile de la Pisimul acasă? Da, nu, ne place mocangela foarte mult, nu știu cum să zic, în natura jobului. Deci avem un hamac depus pe geam. Yay, cât de tare! Puteți să le puneți deoparte? Da. Da. Și ăsta ce e? Ce e ăsta? Tot un hamac, dar mai rezistent. E cu foșenie. De porc, am înțeles. Acum să văd dacă o să-mi pară rău de aceste premii venite de la sponsor. Nu e, ca și cum... Le dăm înapoi, ok. Trebuia să ne semnăm? Nu, și mai bine. Nu trebuia. Ba, nu mă înțeleg. Hai să vedem. Sebastian participă la Survivor, dar este dat afară de domnul Dan după prima săptămână. Ce a făcut de a fost eliminat din oficiu? Și a dat jos slipul de bucurie. Slipul de bucurie când a câștigat o probă. Bun. Se organizează o mare festivitate în cinstea lui Sebastian în fața scării lui. Pentru ce îl ovaționează vecinii? Pentru că plătește întreținerea la timp.
Corect, corect. Băi, da. Bun, meci bun, da. Cred că e genul ăla civilizat. Sebastian se apucă de cântat muzică populară. Cum se numește prima lui piesă? De-ai sănătate, tu le ai pe toate. Corect. Foarte frumos. Bun, bun. Până aici simt că... Așa e cu viață, cu sănătate. Da, avem chimie, da? Da. Sebastian se călugărește și pleacă pe muntele Athos. Totuși, ia două obiecte interzise cu el. Care sunt acelea? O revistă Playboy. Cu cine? Un MP3 cu muzică. Aha. Dacă am auzit MP3 și revistă Playboy, trebuie să fii tu. Da, că păi, numai el mai știe că există Natan și că există MP3. Păi, da, ce era n-ai zis un OnlyFans și un... Ce? N-ai voie. Cu ce le-ai vrea? Cu ce le-ai vrea? OnlyFans. Da, știu. La revistă. Am zis că e totuși acolo la călugă. Dacă Sebastian ar fi un personaj din desene animate super cunoscute, cine ar fi? Bip-bip. Din Coyote. Sluțul din Coyote. Dracu se potrivește. Da, da, da. Într-un experiment, Sebastian este înghețat și trezit peste 1000 de ani de oamenii super evoluați. Care este prima întrebare a lui Sebastian? Se mai joacă fotbal? Da, nu! Da, mă, da, nu, asta cred eu! Nu, e bine, e bine! Doi ani, da, nu pe fapt, da, serios, serios. Sebastian apare pe prima pagina revistei Bravo. Okay. Oh. Sfatul său pentru tineri este... puncte, puncte, completați așa. Da. Să nu faceți excese în nimic, nu uitați de respect și să vă apreciați valorile. Frumos. E ca un parlamentar a vorbit. Exact, da. Se vede că am zis. Frate, îl văd așa. Sebastian este condamnat să mănânce un an întreg un singur fel de mâncare. Tu ești judecătorul. La ce mâncare îl condamn? Steak de vită. A, de-aia ai întrebat steak. Bun, dar m-ai prins. Adică îmi place mult. Știu că îți place. Păi de-aia și-ai scris ce mai ai zis eu. La un an de mâncat dimineață la prânz și seara, mor de cancer. Vreau să-ți dau burger. M-am gândit că la burger te umfle, știi? Și am zis că la steak de vită e mai ok. Și care este animalul spiritual care crezi că îi se potrivește cel mai bine lui Sebastian? Câine. Câine, frate. Vă dați seama, eu am un magazin de pisici și el a zis câine. Vrei să explic de ce? Și a zis că el mă cunoaște cel mai bine. Vrei să explic de ce? Pentru că ești ca un câine fidel apropiaților. Uh-huh. Pentru că ești ca un câine atunci când îți dorești ceva. A, deci a fost metaforică chestia. Bă, și pentru că ești ca un câine atunci când îți ai pe pisicile dragi. Bă, gata. A făcut-o. Vreau să vă spun că mi-au plăcut foarte mult răspunsurile și că mi-ar plăcea foarte mult dacă m-am primit să fac și eu parte din grupul vostru. Hai, de prieteni. Hai, vină pe vorbește parlamentar, 1200 pe euro taxă, bronz, dacă vrei silver 2000, gold. Dar ce e mai important, abia acum urmează, revenim cu profilul lor de prieteni, adevărați sau nu. Ne mai da, nu, lăsați-le acolo. Revenim cu rezultatele acestei sesiuni de terapie în prietenie. Da. Ne întoarcem imediat. Momentul mult așteptat este aici. Exact. E momentul adevărului. Vom vedea cât de sincer sunteți voi între voi ca prieteni. Cât de adevărați, dacă sunteți. Cum? Păi avem un profil aici al fiecăruia. Hai să vedem ce credeți unii despre alții. Okay. Cu cine să începem oare? Cu Ilona, că așa am început. Păi nu tocmai dacă așa am început cu Ilona, hai, acum cu mine, o să începem cu Emi. Bravo. Hai. Cum te văd prietenii tăi? Emi... este supărăciosul grupului. Ok. Când se supără, își ia borcanul cu murături și pleacă. Borcan pe care, de fapt, îl ia degeaba că nu poate să-l deschidă el. Trebuie să îl deschidă mami. Pentru că el este băiatul lui mama, chiar și la vârsta asta. Așa este. Deși o joacă inocent, da, că e băiatul lui mama și așa, el este un îmbărligător și jumătate. Și peste... 5 ani, prietenii tăi te văd ca fiind politician sau cel mult Dan Diaconescu, un locuitor. Ceea ce e asta văd prietenii tăi, uite-te și tu, ăștia ce că-s prietenii tăi. Da. Așa te văd ei. Mamă, ce-o fi la tine. Prietenii. Da. Prieteni. Da. Aceștia, șerpii ăștia. Spun că tu sforăi rău de tot, de te-a... Aiurea, de el nu sforăi. El toarce, că pui unu mama. El toarce foarte zgomotos. Exact. Da? El nu e zgârcit când nu lasă bacșiș... gras. Gras la restaurant. El este doar un bun matematician, după cum au spus prietenii. Așa bine. Este. Nu e zgârcit. Nu e nou. Mai neamț, așa. Da, el știe cu... Da. Da. Banii la tășcherea.
Săracul de el, puiul umanu, așa, nu are puterea să deschidă un borcan de murături. Dar? Dar are puterea să vadă prin, sau și-ar dori puterea să vadă prin două rânduri de haine. Ceea ce îmi spune mie că prietenii te consideră pervers. Acum nu știu, voi știți, vorbiți între voi. Ceea ce nu e ceva rău neapărat. Da. În ciuda tuturor acestor gânduri pe care ei le au cu adevărat despre tine, șefile, așa, ei îți mulțumesc din suflet pentru că nu ți-i ranchiună, că ești înțelegător și că oferi oricând ajutor necondiționat. Emi Popescu! Am dulcit și bune, ai și rele. Păi, da, cam viață. Da. Ce-o fi la tine? Dar... eu pot să desfac borcanul de murături. Mai că nu știe că pot. Exact. Dar tu ești îmbârligător. Și pui pe altcineva să deschidă. Da, da, corect, da. Stai să vezi acum. Natanticu. Da, vă rog. Natanticu, om în toată firea. Așa s-ar zice. Nu poate ține un copil în braț. Îi este frică. Da. Poate doar. Poate da, doar dacă îi pui luminițe ca să-i aducă aminte de păcănele și atunci nu se mai dezlipește de bebeluș. Îi dau peste fund așa. Da, atunci nu mai are nicio emoție. Da. Pentru că, așa cum a spus voi, este cel mai probabil să-și piardă toți banii, bineînțeles că el ajunge la pușcărie, la închisoarea datornicilor. Așa au insinuat ei că da, tu ajungi la pușcărie. La închisoarea datornicilor. De unde? Evadează, bineînțeles, fără probleme, pentru că, au zis ei, ești un tip inteligent, totuși. Au zis asta? Da, da, da. Am zis priceput, nu inteligent. Mă rog, pricep bun la din astea. Da. Bun, iese, evadează de la închisoare și ce face? Ce face? Se duce și face o super petrecere unde să fie el. Maimuța. Sufletul petrecerii. Eu am ieșit de la pușcărie, nu? Despre mine. Corect. Bun. Acolo unde la petrecere ce face? Se dezbracă în fundul gol. Maimuță. De aici înțelegem frica de bebeluș. De fapt este o frică de concurență. Pentru că și ăia stau toată ziua în chiloți în fundul gol și el vrea să stea în chiloți, să fie centrul atenției. De fapt asta e problema lui, nu cu bebeluș. Vrea să fie centrul atenției. Asta spune mult de acum. Da. El este un optimist, da, după cum a spus voi. Așa au zis ei, da. Ce nu știți voi este că acest lucru a fost învățat tot de la păcănele. Hai că intră special, hai că intră. E de acolo și cu luminița de la capătul tunelului. Au avut, deci, rol educativ pentru el. Hai că intră speciala, hai că intră și până la urmă a intrat. Speciala lui este Eliza, soția pe care a menționat-o astăzi de cel puțin 10 ori. Da, ai fost la... Da. Este... În ciuda profilului pe care ți l-au făcut... Da. Prietenii tăi vor să îți mulțumească din suflet, cât se poate de sincer, pentru că le faci ziua mai bună orice ar fi, oricând, și pentru că le ești familie. Natanticu! Yeah! Doamne, știu cum aștept momentul ăsta al tău. Pentru că tu ai și strâns acolo. Hai, bestie! Ilona! Băi, ne, Ilona, o dacă... carte întreagă. Vă rugăm frumos, îndepărtați copiii din, din fața ecranelor. Ce-au zis șacalii ăștia? Ilona. Prietenii o văd drept fata simplă de la țară. Ceea ce? Ce nu e de așa par. Au spus. Fata cine? Imediat au arătat cu degetul. Fata simplă de la țară. Tocmai de aia, cine s-ar fi așteptat ca tocmai tu să fii cea mai bună la vorbit din grup? Să poți să ții un speech, să tu care ai venit cum, după cum are cei de la coada vaci. Da. Ei asta au zis. Da. Că tu ai venit la coada vaci. Păi și tocmai tu vorbești cel mai bine. Ea a repetat mult la coada vaci. Da. Am vorbit cu coada. Vă dăm coada. Da. Fiind de la țară, aici e și un avantaj, în apocalipsa zombie, ea supraviețuiește cel mai mult. Că iese la ea cu hârlețul, cu măsura, bă, firațe, da? Înțelegi? De mama dracu, ia pe toți zombalei, plecați de aici, de la mine, din bătătură. Știi? La ea va fi ușor. E curajoasă, asta au spus despre tine, practic. Cu alte cuvinte, dar ei nu știu să se exprime. Nu, să nu. Că și noi suntem tot de la țară, sunt fiu. Știi? Fiind de la țară, te-ai fi așteptat să aibă un pic de frică de Dumnezeu. Dar de unde? N-ajunge bine la mare, că hop, jos textila și în fundul gol la baie. Pentru că așa face la gârlă, la ea la țară. Dar Dumnezeu, ce se face? De ce? Pentru că, în primul rând, pentru că ea se crede cea mai sexy. E narcisist. Da? Așa am zis de tine. Și de aia tu te duci, hop, te-ai aruncat în fundul gol. Dar eu altceva întreb. Ce îți zice rudele de la țară? Ce îți zice de asta? Da, ce să le cunoaște. Super funny.
În fundul gol sau nu, are și obiceiul nobil de a râde de oamenii aflați în necaz, cum ar fi cei care se împiedică și cad. Da. Da? Are acest obicei, dar măcar ea îi și ajută după ce îi măscărești, știi? Da. Așa da. Așa e. Poate să enumerăm toate astea. Că e exhibiționistă, nepăsătoare la necazurile altora. Bă, tocmai ea, cine s-ar fi gândit că ea va deveni autoare de carte? Da, păi are de unde. Da, că la câte a făcut. La câte coza asta. Cine ar fi, cine ar fi crezut noi, așa o ceva? O să mă retrag la țară. Și o să acolo scriu o carte. Mai mult decât atât, tocmai ea, această prietenă. Fata noastră, da. Da. O să fie cea mai frumoasă. Aceasta, după cum, cotoranță, da. După cum ați descris-o voi până acum, da? Tocmai ea mă va fi numită la bătrânețe Doamna Teatrului Românesc. Da, bai, la țară acolo, acum gândește-te tu. Vine de la București, am jucat la teatru, dai seama că... E paradoxal. Este. Da. Titlu de care va avea mult timp la dispoziție să se bucure, pentru că va trăi cel mai mult din grup fără răposații ei prieteni. Despre noi o să fie cartea. Se spune că nu există copil cu minte și babă frumoasă. Ei bine, ea va contrazice această zicală, pentru că prietenii tăi au spus că vei fi un băboi frumos. Yes. Da. Baboi. Bravo, asta îmi trebuie. Un baboi. Dacă rămân frumoasă, restul poate să pice. Nu hainele. Nu hainele, dar restul... Deși eu văd cum o văd și narcisistă și vocală și nepăsătoare și exhibiționistă și nu mai repet, așa, nu mai că poate te zici tu prost că vorba. Nu mă zic, așa. Că știi cum ar e. Nu mai spun. Ceea ce nu știți voi că sunt și nesimțită pe lângă toate alea. N-am avut cartonaș, dar... Da. Nu mă, că știu că au zis cu drag. Așa. Acești prieteni ai tăi, îți mulțumesc sincer, din suflet, pentru optimismul tău, pentru buna dispoziție molipsitoare, practic pentru spiritul tău, pentru cum trăiești viața. Pentru că ești specială și pentru că se pot baza pe tine. Ilona Brezean. Am câștigat! Am trecut testul. Bravo! Nu? Te chemăm la aplauze iar. Nu! Nu e gata. Nu vă întreb acum. Da. După tot ce ați aflat, după această experiență, mai plecați de aici, așa cum ați venit. De ce râzi? Pentru că e bună asta, cum plecați de aici. Să uite la insulă. Plecați de aici, așa cum ați venit, ca prieteni. Adevărat? Deci eu cred că plecăm împreună. Pentru că ne e foame și merge să mâncăm. Și vrei să mâncăm mici. Deci rămâneți prieteni! Mulțumim și eu cu voi. Cer cu prietenii. Bravo. Yes. Mulțumim de invitație. Nu, eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Sper că v-a plăcut, că v-a simțit bine. Și ca să vă aduceți aminte de mine și de acest board game, da. Mai am un cadou pentru voi. Nu, no! Nebun. Ba nu, să nu fie bani. Ce ne place? Ce ne place mocangea, Sebi, nu că ține-le. Nu bani, ba, nu bani, nu. Că nu acceptăm. Dar tonașele astea, bă. No. Suntem superstițioși și nu luăm bani fără să muncim. Mai nu, vezi acelea. Acolo vezi că e mor Crăciun. Crăciun cuplete. Ne dă cartonașele. De la prietenii mei, și chiar sunt prieteni mei, nu e doar aia cum zic influencerii, da? De la prietenii mei, de la Profesor Puzzle, am câte un set de glume pentru voi. Le găsiți cei de acasă pe Profesor Puzzle, vă las aici site-ul ce trebuie. Și voi alege să dau așa. Dad jokes. Avem un pachet de dad jokes pentru Cosmin. Mulțumesc. Tu le-ai luat asta. Da, da. Nu că n-ați fost haioși, ați fost. Să nu mă înțelegeți greșit. Da, rămâne de văzut. Vom avea un pachet de spooky jokes. Ilona. Cred că vor merge către Ilona. Spooky și un pachet de gross jokes. Ce alea scârboasele merg la Emmy. Azi le citiți pisicii și eu câini. Și cum ce... Sunt în engleză? O să vedeți după aia, vi le traduceți între voi, vă întâlniți una alta. Încă o dată, vă mulțumesc că ați venit și că ați dat dovadă că sunteți între voi prieteni adevărați! Sunteți pupați! Mulțumim! Am pus o rimă din greșeală.